Trei coruri preoțești alături de corul seminariștilor de la Huși au încântat inimile vasluienilor. Colindele ridicate celui de sus au reușit să emoționeze pe spectatori și să le ofere liniștea de care au nevoie pentru a începe un nou an. Pentru, cum să zic, pentru suflet, ceva omenesc. E pentru noi care știm de Dumnezeu, că nu știm la anul dacă ne mai întâlnim cu sărbătorile astea, că mulți pleacă dintre noi. Așa că ce e văzut, e bun văzut. E o alinare sufletească pentru liniștea noastră. Acum că așa sunt multe necazuri și greutăți în lumea asta, dar acum măcar ne mai discrețăm fruntea și mintea. Foarte deosebit, adică e ceva, parcă trăiești acolo în Betleem, când cântă preoții. Și mă, copiii când au venit de Crăciun și ne-au urat și toți, dar parcă e altceva. E ceva plăcut, ceva deosebit, e ceva, nu am cuvinte, nu pot să descriu prin cuvinte. Prezent la concertul de colindă a fost și preasfinția sa, Corneliu, episcopul Hușilor. Colindul este imaginea bucuriei și expresia trăită a credinței și de aceea colindul păstrează în sine mesajul venirii Domnului în această lume, iar noi ne bucurăm când astăzi, în Vaslui, grupurile celor trei protopopiate a corului Catedralei Episcopale vestesc nașterea Domnului. Și așa cum Mântuitorul s-a născut în Betleem, în călătorie fiind, aceasta ne arată că Dumnezeu mereu și veșnic este călător, bătând la ușa inimilor noastre. Tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu, ani mulți cu sănătate, cu dorința ca să ne schimbăm în bine, să urmăm calea Bisericii și să fim conștienți de faptele și de răspunsurile la care suntem chemați zilnic să dăm. La mulți ani tuturor! Aceasta a fost cea de-a doua ediție a concertului de colinde organizat de protopopiatul din Vaslui și susținut de preoții din parohiile județului.